Cei mai mulți dintre elevi au mai fost și în anii precedenți în tabăra Năvodari. Copiii spun cu toată sinceritatea că aici își petrec cele mai frumoase zile de vacanță. Organizatorii au grijă să le mențină bună dispoziție. Aceștia le-au pregătit programe variate, jocuri, competiții și discotecă în fiecare seară. Cea mai bună competiție mi s-a părut Miss și Mister. Acolo fiind 4-5 probe, intră ușor și greu. Prima probă stând într-un dans, mai multe dansuri, câte un pic din fiecare dans. A doua probă fiind ce am pregătit noi de acasă. Eu cu colega mea am pregătit un vals. La al treilea trebuia să scoată niște bănuți dintr-un ciorap. Și a cincea niște figuri geometrice. Cea mai frumoasă competiție mi s-a părut vânătoarea de comori. A fost cea mai frumoasă deoarece ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm gândirea, să socializăm și a fost foarte drăguț deoarece am avut multe indicii și lucrurile astea mi s-au părut încântătoare deoarece fiecare a trebuit să contribuie într-un anumit mod. Participarea la tras frânghiei a fost super distractiv. Ce să le spui alor tăi când ajungi acasă, când te întrebe? Că a fost super la mare. Nu doar elevii revin cu plăcere în tabără, ci și cadrele didactice. Ne-am bucurat de 6 zile de soare, am ieșit la plajă, copiii s-au bălăcit, am avut și activități, pentru că este o tabără cu program și sportiv și cultural. Au avut și cei mici, castele pe nisip, și cei mari, cultură generală sau căutare de comori. Astea sportivi frânghie, apoi volei, fotbal, handbal, mai multe sporturi de care s-au bucurat împreună copiii din mai multe județe, nu numai a noștri. Distracția atinge cote maxime săptămâna viitoare când se va desfășura festivalul Dance Open Romania la Teatrul de Vară din tabăra Năvodari.